Bună, eu sunt Elena și bine ați revenit pe canalul meu. Vreau să vă urez un la mulți ani călduros, să aveți un an frumos, plin de bucurii, plin de realizări, plin de vise împlinite, plin de tot ce vreți voi. Și astăzi revin către voi cu primul unboxing al acestui an, un unboxing al campaniei 1. Am aici două comenzi, atât de pe contul mamei mele, cât și de pe contul meu personal de lider. Am comandat 60 de broșuri, dar pe acelea n-am să vi le arăt, este o cutie plină de broșuri. Am avut 6 cutii cu produse și am să încep, evident, cu premiile pe care eu le-am primit. Pentru că am avut în comandă produse Eni în valoare de 120 de lei, am primit această apă de toaletă Soft Mask Lily, probabil este cu liliac, pe care cred că am să o fac cadou. Iar pentru că în campaniile 16 și 17 am avut comandă de 3000 de lei însumat în cele două campanii, am primit acest set de păturică și cu două fețe de pernă pufoase, pe care cred că am să le pun la naftalină până la anul, pentru că am un model de Crăciun, așa că nu pot să le port, nu pot să le folosesc acum. Am alte păturici cu față pe care le folosesc. Mulțumesc, Ava! Așa. Aici am avut 3 ape de toaletă Imari Fantasy. Acestea au putut fi achiziționate la prețul de 15 lei. Am avut 3 în comandă. Dacă mai aveți produse din broșură, am avut iarăși 2 ape de toaletă Mask Vulcan. Aceste creme le-am comandat eu din revista My Even Magazine. Sunt creme cu un deșei african pentru coate, mâini și picioare. Aici este un tratament 5 în 1 pentru noapte de la Clear Skin. Aici am o forfecuță pentru gene, o parte este pieptă, o parte este forfecuță, nu știu cât o puteți vedea pentru că este înfoliată. Aici am o mască de față cu od și aur. 2 ape de parfum Premier Lux și acestea au fost la preț promoțional, 35 de lei, dacă aveți o comandă de 50 de lei. Un exfoliant tot de la Clear Skin cu Black, ceva. Un spray parfumat Rare Pearls, un tratament pentru densitate și volum, l-am ținut minte, este noua gamă, Miracle Densifier. Aici am un fond de ten extra lasting, un unt de corp multifuncțional pentru mâini, corp și față cu cocos. Ați mai văzut la mine pe Instagram postare cu el, este genial. Un șampon Miracle Densifier. Aici am 2 tratamente cu parafina cu unt de shea pentru picioare și pentru mâini. Să știți că eu l-am folosit și sunt foarte mulțumită de el, mi-a plăcut. Plus de asta are un miros foarte plăcut și picioarele și mâinile rămân catifelate. Din revista My Even Magazine am luat acest gel de duș cu rodie și frezie. L-am mirosit înainte și este absolut delicios. Abia aștept să fac baie. Și tot din revista My Even Magazine cu bergamotă și cardamon am luat acest gel de duș în ediție limitată pentru domn. Probabil o să-l folosească bărbatul casei. Nu prea mă pasionează, eu rămân cu frezie și rodie. Aici am un spumant de baie cu caramel. Păcat că n-am baie în duș. Aici este un gel de duș cu trandafir, iris și ambră. Și acum, astea sunt produsele Eniu pentru care eu am primit acea apă de toaletă Soft Mask. Am avut 2 seturi Eniu Ultimate, acestea au fost la prețul promoțional de 65 de lei, 2 creme. Deci a fost super tare și eu, pentru că am comandat de 120 lei, am primit și 45% reducere. Sunt cea mai tare. Încă un gel de duș, Waking Infinite Blue, interesant. O mască de păr cu caviar de la Planet Spa. Aici am un burete de baie, în acela
o să te speli pe tot spatele. Asta este o bustieră, are niște inserții argintii pe aici, foarte drăguțe, și are burete. Asta este mărimea M, este a mea, îmi pare rău că nu o pot desface. Am încă o cremă Eniu. Aici este un tratament de noapte cu caviar de la Planet Spa. Aceste produse arată foarte, foarte elegant. Îmi plac foarte mult. Nu mai am loc pe masă, dar îmi fac o apă de parfum incandescence, un exfoliant pentru față cu ceai alb. Aceasta este un body soufflé cu aroma Today. Aici este un gel de duș cu aroma Always. Asta este pentru mine, abia l-așteptam. Un șampon Daily Shine. E balsam. Daily Shine. Aici am un spray parfumat Persiv. Un spumant de baie cu trandafir în formă de ursuleț. Ce drăguț! Un burețel coniac și un set de 2 bureței pentru curățarea feței. Pe ăștia îi am și eu și sunt foarte, foarte buni. Un gel de duș Garden of Eden. Evident că au fost din nou la promoție, de-aia vedeți atât de mult de la mine. Un deodorant Persiv care a fost la set cu spray-ul parfumat. Încă un spumant de baie cu caramel. Aici mai am o apă de toaletă Summer White, o loțiune de corp Avon exclusiv. Asta este un burețel de baie în formă de cireașă, sau e foarte pufos. Asta e interesant. Aici am o geantă Sport, L-Sport. Tot așa nu este a mea și nu o pot desface, dar arată drăguț și pare a fi un material rezistent. Gelul de duș, citrus cu citrice, promoțiile continuă, spumant de baie cu crin la 1 litru, a fost 17,99 și evident că cuiva îi place dulcele, vanilie și caramel, 2 tot așa la 1 litru și piesa de rezistență a acestei campanii este geanta al cărui nume am uitat, care este geanta Eliza, care evident că este a mea. Înainte să-mi cumpăr această geantă, recunosc că m-am uitat la clipul de pe YouTube în care este arătată 360 de grade să văd dacă îmi va plăcea sau nu. Și asta vă sfătuiesc și pe voi, dacă nu vedeți în unboxing-urile mele sau în unboxing-urile colegelor mele produse pe care ați dori să le achiziționați alături de părerea noastră, vă sfătuiesc să intrați pe YouTube și să scrieți geantă Eliza Avon. Și atunci veți vedea un clip în care este prezentată această geantă 360 de grade și acolo vă veți da seama dacă vă va place produsul respectiv sau nu. Mie mi-a plăcut, așa că am cumpărat-o. Este un bromaren închis. Nu cred că e piele, sigur este imitație de piele, dar este foarte tare și foarte țăpănoasă pentru că eu îmi place să folosesc la maxim geanta pe care o am. Adică cât de mare este, atât de multe lucruri intră în ea. Așa că sigur va fi hămărită și ea. Are un interior destul de încăpător, cu un buzunărel cu fermoar aici pentru telefon și așa mai departe. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că pot detașa acest plic drăguț. Are un imprimeu imitație de șarpe, pe care fie îl poți folosi ca atare, fie îl bagi, așa, și tada, ai o geantă chic și drăguță. Abia aștept să o port și cu siguranță voi face și vouă o poză pe Insta, pentru că trebuie să mă laud. Așa, nu știu dacă ați observat ceasul meu cu Time to Dream. O să fac niște contorsionism aici. Îmi place extraordinar de mult. Este foarte finuț, foarte drăguț și îl ador.
Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Nu uitați să vă abonați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja, să-mi dați un like, un share, să mă urmăriți și pe Insta. Și nu, n-am uitat de clipul cu produsele de machiaj, dar am luat comanda și a trebuit să fac repede unboxing, așa că urmează clipul cu produsele de machiaj. Vă pup și pe data viitoare!